Hello, hello, dragii mei, și bun găsit la Frății Află Tot. Sunt Andreea Frăților, urmează ora știrilor mondene la Metropola TV. Dezbatem cele mai fierbinți subiecte din showbiz astăzi cu Ileana Voicu Ghinea și Florin Burescu. Hello, hello! Hello, hello! Mi-a da. Dor de voi, fetele mele. Bine că ai venit! Ce mă făceam eu? Se face plecăciune! Bă, băiatule, ți s-a spus sau nu ți s-a spus? Mi s-a spus, că da. Săptămâna trecută, pot să zic? Puțin așa, sunt, să nu speriem telespectatorii. Sunt medicamentul tuturor, ce să fac. Stimați telespectatori, domnilor, n-ați văzut dumneavoastră asta, dar mie săptămâna trecută, pentru că sunt bătrână, bolnavă și așa, mi s-a făcut rău în timpul, n-am vrut să spun eu, am lăsat alții. Mi s-a făcut un pic de rău. Un pic. În timpul filmărilor am ieșit, m-am întors, n-ați văzut nimic, dar am înțeles de la ce mi s-a tras. Lipsă cronică de Florin Burescu. Da. Promit că anul acesta să nu mai lipsesc. Promiți? Că da. Anul acesta. Asta, numai până să termine. Se scurge pe picioare, domnule, când nu ești în prezența ei. Ce să mă fac? Am văzut unii se scurc pe picioare când sunt aici, alții se scurc când nu sunt aici, de acum în funcție de situație. Bine că ai venit! Bine că ai venit! Doamne ajută! Bine că ai venit! Florin, dar ai lipsit motivat de data aceasta. Eu tot timpul lipsesc motivat. Ai lipsit motivat și asta pentru că ai avut o super prezentare la Cluj, acolo unde ți-ai lansat noua colecție Jungle. Povestește-ne! În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc și să vă spun că sunteți cei mai minunați colegi ai mei. Și credeți-mă, oameni buni, că nu le-am rugat nici să difuzeze cu mine, nici să spună unde am fost, nici să spună ce am făcut, dar uite că asta înseamnă să te iubească cei care sunt lângă tine și să spună în valoare toată activitatea. Am lansat cel mai recent fashion show, Jungle by Florin Burescu, l-am lansat la City Fashion Week în Cluj, alături de încă 52, cred, sper că nu greșesc, de designeri, toți foarte talentați, foarte buni. A fost o onoare pentru mine să fiu în prima seară a evenimentului. Sper că a fost un show pe placul tuturor. Show-ul l-am repetat și săptămâna aceasta la Craiova, într-o gală de excepție, Diamond Gala, unică în Oltenia. L-am prezentat la mine acasă, l-am prezentat la Cluj și urmează să-l prezint și în București. Acum ne spune numele că e Jungle și că vorbim despre o tematică sălbatică, să-i spunem așa, Florin? Corect. În primul rând vorbim despre printuri. Printurile se poartă foarte mult anul ce urmează. Se poartă orice fel de print, dar animal printul va rămâne la modă și va fi în permanență în dressing-ul doamnelor și domnișoarelor. Am ales materiale prețioase, aduse din Dubai, unele foarte fluide, altele mai... Ești bine plătit la Frății? Cu mai multe accesorii, cu pietre semi-prețioase sau prețioase. Bineînțeles, toate conturate de un outfit mai interesant, așa, în ceea ce privește make-up-ul, hairstyle-ul și așa mai departe. Deci eu am înțeles în acest discurs fantastic, te propun pentru viitoarele alegeri, am înțeles așa, dicție foarte bună, foarte bună. Mulțumesc. A repetat vreo 20 de minute în oglindă ieri. La Maburinui, 20 de minute înainte. Deci, unul la mână am înțeles că tu ai fost în Dubai ca să iei materiale când ai fost în Dubai? Da, de asta vară. Asta vreau să se înțeleagă, că omul e profesional, cinist. Nu doar pe piscină și plajă, așa, da. Și doi, trebuie să remarcăm faptul că al nostru din Bucale s-a dus pe acolo unde este, dacă nu mă înșel, Cluj-Napoca a dat în ultima perioadă mare... Este cel mai mare festival de modă din România. Asta. Este chiar recunoscut internațional. Da, și sunt foarte, e un nucleu foarte mișto de designer tineri acolo. Da. Am dreptate? Așa este, și foarte buni. Da. Asta zic, da, cucerit al nostru la capitala de la moda de pe România. Pe toate le-am cucerit. Florin, vreau să te felicit și mulțumesc. Eu și întreaga echipă pentru colecția pe care mulțumesc. Ai lansat-o. Dar vreau să te întreb, totuși, simți că ai ajuns acolo, în vârf, acolo unde ți-ai propus? Simți că ai atins, adică ai satisfacția că ai ajuns unde trebuie? Nu până în vârf de tot, dar te apropii așa ușor? Am satisfacția că pășesc treaptă cu treaptă în această carieră și acum la Craiova, la evenimentul pe care l-am avut zilele trecute, am reușit să mă reîntâlnesc cu oameni cu care eu am colaborat în urmă cu 10 ani și de care m-am distanțat puțin fără să vreau.
Și odată ce i-am reîntâlnit, am retrăit acele momente și mi-am dat seama de progresul pe care l-am făcut, pe care noi nu îl vedem tot timpul pentru că suntem angrenați în proiecte noi, în proiecte noi și nu ne dăm seama de rezultatele pe care le aducem. Dar zilele trecute am făcut așa, am dat cu refresh în memorie și mi-am dat seama că am reușit și sunt convins că voi reuși să ajung până acolo unde îmi doresc. Cel mai important este că publicul meu se mărește de la o zi la cealaltă. Acum eu vreau să întreb așa. Spune-ne ce pile ai avut? Am avut, pe cuvânt, am și pile de unghii, am și pile de călcâie. Nu le folosesc pentru că le folosesc care a fost partea scurtă? Care a fost partea scurtă aia pe care ai ales-o? Fustele sunt cele scurte, nu-mi plac, dar le folosesc fustele scurte. Stimațele spectatori, noi nu ne-am vorbit. Vrem să doar să demonstrăm că se poate și fără pile și poate, cu muncă. Foarte multă muncă și dorință enormă. În momentul în care îți dorești și ai perseverență, și nu o spun eu, o spun oameni de succes, să știi că nimeni nu a reușit. Oricâte pile avea, te duce, te pune acolo, nu te descurci și te ia lumea cu huo. Nu e așa. În momentul în care vezi o sală de 1200 de oameni, cum te aplaudă și strigă bravo, bravo, în timp ce tu mergi pe scenă, crede-mă, nu mai poate să fie nimeni în spatele tău, nu te mai poate ajuta nimeni. Și o singură întrebare mai am. Ai avut bani de acasă? Am avut bani de dus acasă, că aveam multe datorii. Florin, felicitări încă o dată. Colecția este superbă și abia aștept să ajungă una și pe frății, pentru că vă promit eu că o să îmbrac una chiar aici în emisiune. O colecție întreagă vrei să ai? O prochie! Leana, deja am crezut că e puțin individuală, dar lăsați-i. Mi se trage de la atacul de panică. Doamne, lui Ioana, doamne, iartă-mă. Elenei îi aduc un accesoriu de păr, că ei îi place da, foarte mult sigur. Să fie coafată. Da, dacă aveți coada. Palmierul ăla, o frunză de-aia mare. Asta lungă are nevoie să fie susținută, coada asta lungă. Și am nevoie de un accesoriu de designer bun. Avem o cerință, Mihaela vrea mânușile, Aura a pus și ea ochii pe i-am ceva, brăniță, deci ceva, e ok, gata. Da. L-am văzut și niște chiloțe. La, Leana! Da, trebuie să se vadă tot ce are omul în dotare, dacă eu fac acum și sutiene și chiloț, cum să nu se vadă și chiloțe? Uite așa se vinde la pachet. Las cu totul, să nu vă fie friguța acum iarna. Hai să dăm drumul știrilor mondene, căci avem multe subiecte și săptămâna aceasta și vreau să începem cu Răzvan Simion. Știm cu toții, trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Daliana. Frumoasă, frumoasă povestea, dar era cazul să anunțăm și nunta care va avea loc, bineînțeles, vara viitoare. I-au scăpat așa câteva detalii despre nuntă și vreau să vedem împreună despre ce este vorba. Lista de invitați se tot mărește. Am vrut să facem ceva foarte mic, acum e ceva mediu. Sper să nu se ajungă la ceva foarte mare. Ați văzut că domnul Dani a făcut o nuntă mare. Încă ne gândim cu privire la locație. Poate afară, poate aici. Dacă suntem puțini să încăpem, o să fie onorant și pentru noi să fie afară. Avem mulți prieteni care, culmea, ne amenință că dacă noi îi chemăm la nuntă, se supără pe noi. Ceea ce e dubios. În 2023, când primește invitație la nuntă, te cam ia cu rău. 300 de euro, două sarmale, e mult. Cavaler de onoare l-aș pune pe Dănuț, dar cred că mai mult l-aș pune pe fiul lui, că e depășită vârsta la care să fie cavaler, mai ales de onoare. Acum, ce să facem? L-ai tot avut pe Dănuț acolo să-ți fie cavaler, dacă nu te-ai căsătorit înaintea lui, îl iei pe Luca Tiago. Mai cred că o să fie o nuntă elegantă și putem să preconizăm rafinament. Încă de facu, exact. Că s-ar putea să trăim la anul ceea ce se numește nunta secolului. Nu, cred că va fi nunta anului viitor. Cred că va fi nunta anului viitor. Vorbim cu siguranță despre o nuntă cu mult rafinament da. Și clasă, pentru că ne uităm la Daliana și Doamne, asta ne impune. Doamne, imaginez pe Daliana cum mănâncă sarmale și face sârba ultenească. Zici? Eu și imaginez că nu. În viața ei, dar e foarte, sunt foarte, foarte frumoși. Mă, și cred că ar trebui să facă și pasul ăsta. Să știi că la un moment dat eu sunt împotriva actelor. Dar nu sunt împotriva căsătoriei. Și explică cum ar putea... Căsătoria în fața Domnului este suficientă, actele sunt un bullshit. Binecuvântarea de la Dumnezeu este importantă în ochii lui Florin, însă legal... Tu vrei să ții toate... Actele pentru mine sunt... Tu vrei să ții averea pentru tine, dar ai făcut-o acum că te-ai dus pe la toate evenimentele astea. Am înțeles.
Da, foarte frumos. Foarte, foarte frumos și sigur va fi o nuntă frumoasă. Dar cred că Dani n-a fost cavaler de onoare la nunta anterioară? Ba da, cred că da. Ei, păi, o fi și ăsta un motiv. Pune-l pe Piuțo, că e frumos. Dar nu-ți poartă și... noroc, nu de alta. Da, o să le poarte noroc. Voi le-ați văzut pe Luca Tiago la toți Dani zilele trecute. Da. Vai, a fost o nebunie. Da. Foarte drăguț. Cred că nu vor mai fi lăsat singuri acasă curând. Eu nu știu dacă o să le iasă treaba asta cu puțini invitați. Ma, acum fiecare înțelege puțin. Uite, de exemplu, a scris acolo, sunt undeva la 300 de invitați, cred că ai citit tu, și mi se pare nici mică, nici mare, mi se pare la o nuntă potrivită. La nivelul ăsta, cred că 300 de invitați sunt puțin. Apropiați. Da, e chiar puțin. Da, ce să zic. Sigur, aștept să o văd neapărat în ochii dimineața, deși va fi super. O să fie ce bijuterii vor fi tare. Acolo. Asta am vrut să zic, diamantele o să plutească pe acolo. Urmărim, vedem, abia așteptăm să o vedem pe Daliana și, bineînțeles, pe Răzvan. Mergem mai departe, mergem la o poveste de dragoste despre care multă lume ar fi spus că pe primul loc, domnule, este banul. Se pare că nu-i chiar așa, cel puțin dacă ne uităm la imaginile surprinse de paparazzi în mall. Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au mâncat la împinge tava. Ia să vedem. Vedem pe Gabi frumos la masă. Atenție, Florin, Leana, dacă cunoscătorii știu, acesta este un magazin, doamne, restaurant fast food, dar este un restaurant fast food scumpicel. Nu e mănânci cu 20 de lei, e la pește. Acelea la Băneasa. E la noi aici, sus ăla de pește, care nu e chiar așa, adică o masă tot te duce 100 și ceva, 200 de lei. E mai pe ieftinache, dar nu chiar. De la 1000 de euro lăsat la o notă de plată la 200 de lei. E o nimica toată. Era ciubucul chelnerului. Atenție, o vedem pe Bianca Drăgușanu că s-a ridicat a făcut curat acolo pe masă și mai mult decât atât, la un moment dat chiar își ia portofelul din geantă, se ridică și își plătește singură o apă. Pe principiu, nu mă ține pe mine Bădălău, cum spune toată lumea, eu am cash-ul meu. Bianca Drăgușanu a văzut că e filmată unul. Zici? Da, 100%. Păi n-ai văzut mai devreme? Asta da, dar da, oricum. Și s-a dus, eu cred așa. Da. Eu cred că eu sunt nevorbită de săptămâna trecută. De tot, toate tot. Atât mai zic. Eu cred că el a plătit consumația aia scumpă și ea s-a dus să plătească apa aia pe care... Ce m-a frapat e faza aia cu parcul, vă gospodin așa acasă, haide găbiță, tată, să-ți dau cină. Și se ridică și pune și pâinica și pune și mâncărica și pune... Vezi? Nu, da. Eu cred că aici nu de asta dă dovadă. Eu cred că dă dovadă de educație și de bun simț. La astfel de restaurante, știm cu toții că am mâncat mai ieftine, mai scumpe, cum vreți voi să le spuneți. Tu trebuie să-ți iei singur tăvița cu ce ai nevoie, ți-o duci la masă, după ce ai terminat, o duci la locul special amenajat și cu asta basta. Ești educat. Dacă ești educat, iar Bianca este educată și ieșită în lume. Bianca trăiește de 10 ani în lux, dar înainte de 10 ani, încă vreo 30, că are 40, nu? Mănâncă cu plastic? Păi cu ce vrei să mănânce? Este mai igienic cu plastic. Foarte bine că mănâncă. Ideea este că noi nu știm dacă în portofelul Biancă-i Drăgușanu erau banii lui Bădălău sau banii ei. Vai cât sunteți! Sunt banii familiei! Familiei! Sunt banii familiei și domnul nu stă, că el e un om, doar nu-l vezi pe Bădălău cu portofelul. Mie mi se pare corect ca ea să-și plătească aici o apă, iar el după aceea să coboare jos să-i cumpere un diamant. Mie mi se pare foarte logic. Păi dar de unde ai știi tu că magazinul de diamante în Băneasa e la parter? Tu, Leana, eu nu mi-am dat seama până acum eu apă trebuia să cumpăr. Tu ți-ai luat diamante, apartamente, mașini. Deci eu nu mi-am dat seama să mă ridic să plătesc cu apă până acum. Dar spus că nu mai ai nicio șansă? Da. Ba da, are multe, multe, vine diamant, toată taie. Deci, un cuplu care demonstrează că iubirea e importantă, nu banul, Florin, da, ține corect, mai aici. Da, corect, nu banul, nu banul. Cum trebuie, doamne, dar când s-au împăcat, banul, normal că banul când e... s-au împăcat? Ideea este că s-au împăcat. Imaginile astea au apărut zilele trecute, iar la o zi sau două distanță, Bianca a fost la premiera unui film, unde s-a dus, bineînțeles, singură, iar apoi Horațiu după ea. Bianca, Bianca, am văzut că ai fost la sală cu Gabi Bădălău. Nu știu. Cine eu? N-am
am fost cu el. Bă, să nu uităm că a avut cel mai bun profesor de marketing din România. Da. Ce vreți de la Bianca? E mișto rău! Păi eu nu știu dacă am mai spus chestia asta, dar eu am impresia că asta o să fie o căsnicie de aia de până la dezbătrâne. Bă, nu știu de ce am eu sens. Nu ți se pare? Doamne ajută să fie, că mie îmi place mie... la amândoi separat. Mie așa mi se pare, deși el da. Nu e pe calapodul ei, am mai spus asta, dar parcă da, într-adevăr, Bianca poartă camare la picior, într-adevăr. Nu, dar mi se pare că nu, da, nu, or să vezi una peste alta, pare că e din nou liniște și pace, iubire, armonie. Băne? Cum era, auzi? Cum era la emisiunea colegului nostru? Love, love, love. Unde a fost și Bianca? Love. De unde love. A pornit? De unde a pornit Bianca? Măi, Mircea, dacă tot ești la noi, vino și sfințește și platoul ăsta. Cine știe, poate ajungem departe și noi. Nu vorbim desigur despre colegul nostru, domnul Mircea Radu, care prezintă emisiunea Noi Românii în fiecare sâmbătă de la ora 20 și în reluare duminică de la ora 14. Dacă n-am zis bine... Auzi? Faci PR pentru... Toată okay. televiziunea! Bun, hai să mergem mai departe la o altă poveste de dragoste care de curând a luat așa din nou... iubirea, a transformat-o din nou și și-au dat o nouă șansă și vorbim despre Oana Zăvoranu și Alex. E, doar că în viața Oanei Zăvoranu nu-i chiar limpede și clar tot ce se întâmplă și frumos. Asta pentru că este urmărită de executori. Și vorbim despre Horia Vlădescu, cel cu care are un, să-i spunem așa, dosărel. Și se pare că s-a ajuns la executare silită. Îl vedem pe Alex alături de mai mulți, probabil, angajați a unui birou de executări. Cum pozează una dintre mașinile Oanei Zăvoranu? Se pare că e din ce în ce mai rău din anumite puncte de vedere în viața Oanei. Nu știu ce să zic. Mie îmi pare rău de Oana că... Eu cred că acele doamne cu care ea s-a certat foarte tare și în care eu n-am încredere niciodată, se pare că au niște puteri acolo. Mă, ceva îi prea-i merge rău de tot. A făcut și multe prostii. A făcut și multe, a și greșit. Eu sunt de acord cu voi, dar parcă, bă, tot și făcut... mai din și nu știu dacă a groapă făcut... în stâlp. Nu știu dacă a făcut prostii. Eu cred că a fost super credulă, mă. Eu cred că ea a crezut în toată lumea. Superficială. Ea a știut că toată tinerețea ei a avut spatele asigurat, a crezut că și în momentul de față, având un business bun, să zicem așa, a crezut că tot o să fie ca înainte. Ei bine, nu mai e că... N-a știut să se înconjoare de oameni. Auziți, știți ce mă gândesc? Stau așa și mă gândesc. Uitați-vă voi la vedetele noastre. Oana a avut toată tinerețea, toată copilăria, tot ce a vrut. Și știm cu toții, lux, opulența, cu către pensionare, cum se spune, începe. Nu mai probleme, nu mai greutăți. Mă, noi ăștia de ne-a fost greu în tinerețe și am tras. Voi vă dați seama că 40 că o să devenim miliardari în criptomonede? Nu vreau să fiu un criptomonede, crezi? Eu mă mulțumesc cu niște apartamente, auzi? Dar nu te-ai uitat niciodată în stânga ta? Ba da, m-am uitat și văd că înflorești, Leana, pe zi ce trece, în loc să îmbătrânești un florești și devii și sunt milionară în frumusețe! Nu, dar uite, mă uitam la Oana acum și chiar mă gândeam, zic, păi cât de bine a dus o fată asta, așa, știi, a ieșit și a făcut numărul, pleca, venea, nu se uita la bani, semna contractele, nu se interesa câți bani încasează din contractele. Păi și de aici, cred eu. Și acum? Știi care e ideea? Că exclamă de ceva timp faptul că sunt probleme acolo cu cash-ul. Ne aducem aminte faptul că își vinde hainele, parfumurile, cosmeticele. Acum începe treaba asta cu executările. Da? Adică e clar că... Dar ce a făcut cu banul? Oana Zăvoranu eu cred că încă mai vinde. Nu știu. Nu pot să comentez că nu sunt PR. Dar eu cred că ea încă mai vinde. Nu înțeleg de ce nu găsește chiar unui business de succes. Pentru că eu cred că este... eu cred că Oana Zăvoranu este în primul rând dificilă. Eu cred că Oana Zăvoranu nu a știut... Nu vreau să sune nasol, că noi o placem, respectăm și nu-i tăiem meritele în vreun fel. Dar eu cred că Oana Zăvoranu nu a reușit să găsească numitorul comun cu România.
Eu cred că dacă Oana Zăvoranu, la un moment dat în viața asta, și-ar fi luat curajul să plece în America, țară pe care știm cu toții că o iubește, eu cred că ea acolo ar fi înflorit. Mentalitatea ei nu se potrivește cu nu s-a potrivit cu România. Eu zic că e exact contrariu. Mie mi se pare că este exact de mahala cum este nu. 90% mie mi se pare că s-ar potrivi aici, că aici ar fi locul ei, doar că eu mă gândesc că poate a investit greșit, da? La sfaturile... Altora, ai zis bine. Poate că a investit greșit banii. Și vorbim, bineînțeles, de clinica asta care înțeleg că aduce numai probleme și spuneam mai devreme... Știi cum e, măi, frăți, exact cum tu acum te-ai lăsat de televiziune și te-ai apucat să îți faci service auto. Păi o să mor de foame, că până înveți tu ce trebuie acolo, te fură toți angajații. Eu, exact, asta voiam să spun. Eu am fost la deschiderea clinicii, am fost invitată, nu știu pe unde lucram la vremea aia, și m-am sunt postură de presă, jurnalist, de jurnalist. Da. Și lucrurile funcționau foarte bine, era o clinică, eu n-am crezut, în adevăratul sens al cuvântului. Ce s-a întâmplat de acolo încolo, Dumnezeu Zău știe. Eu mult timp am crezut că Oana este doar imagine, eu am crezut... Dar și eu la fel. Eu nu m-am gândit că cineva din domeniul ăsta intră într-un domeniu atât de delicat. Măi, eu cunosc, chiar zilele trecute am cunoscut un medic, un antreprenor, care funcționează în zona de imobiliare și care a dezvoltat o clinică stomatologică în România, are în București două sedii și mi se pare că în provincie 1, a dezvoltat în colaborare cu un medic stomatolog și zbârnie din 2018 și funcționează foarte bine. Da, vorbim altceva aici. Ce altceva? Da. Păi acolo vorbești de 3 oameni, 5 oameni, cât poate să fie într-o clinică stomatologică? Nu, este huge! Are tot ce înseamnă de la chirurgie, radiologie, de pediatrie stomatologică, tot, poate e huge! Poate a fost o înțelegere, omul a venit cu banii și celălalt cu creierul. Exact. Păi da, aici ea a venit cu tot, ea a zis că a venit și cu creierul. Eu cred și că cu banii ea... cu tot. Păi, și creierul ei nu e pentru medicină. Că e normal să nu fie. Că păi și atunci cu e vina oamenilor din jur? Nu. Apropo de medici, zilele trecute Oana s-a prezentat în fața instanței pentru că a mai avut un dosar cu domnul doctor Bogdan Furtună, care a dat în judecată pe Oana Zăvoranu pentru că o acuză de șantaj. Se pare că Oana îl are la mână cu ceva pe domnul doctor și îl cam șantajează. Doar că ce mi-a atras mie atenția este că ea s-a urcat în mașina pe care Alex a pozat-o cu câteva zile în urmă pentru a fi dată spre executare. Oare n-o fi chiar așa? Sau oare două la fel? Da, acum vă întreb și eu serios, stați că eu încerc să fac și-o în mintea mea logică. Da. Sunteți convinși că Alex asta făcea, o dădea spre executare sau că era cu o firmă de la executare? Asta se scrie în presă, noi am văzut și din imagini că stânga-dreapta erau niște oameni care supravegheau. O chestie logică. Poate a scos-o la vânzare. Poate a scos-o la vânzare, pentru că în momentul în care vine cineva cu executare știe ce ți execută. Poate putem să nu verificăm. Nu stă nimeni să-ți o fotografie, adică știi. Nu știu, așa dar am nu putem să eu. Intrăm pe portal să vedem ce, în ce proces este Oana Zăvoranu implicată? Acum nu o să intru eu. Da, e săracă, are multe procese. Nici da, nu, multe, nu. Da, da, da. Când am căutat divorțul cu Alex, până am ajuns la cel cu Alex. Da. Are destul de multe procese deschise în acest moment. Așa cum spuneai și tu, Florin, e foarte posibil să vorbim despre vânzarea pur și simplu adică a mașinii. Adică momentul în care cineva vine de la o firmă de executare, tu nu prea mai ai ce să mai cauți lângă unul acela. Adică mie mi se și pare eu așa. Cred că era Oana acolo și făcea un pic de... Eu cred că mai bine au ținut-o. Nu. Clar, dacă se întâmplă așa un kid în cameră, nu. Sunt convins de lucrul acesta că află România. Ce vreți să insinuați? Adică nu e cazul să facem gălăgie. E să stăm pe burtă, că e apa mică. Și tu ai probleme cu timpanul? Da. Pare că eu. Sunt câteva vedete care sunt așa pe o scară de se duce în jos. Și vorbim despre Oana Zăvoranu și Dorian Popa sezonul ăsta, pentru că amândoi parcă dar traversează pe bune despărțirea de Babs. Traficul, Doamne ferește, a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise. Scandalul cu Donca, pe bune, și el spui că e bine. El și arăta diplomele cu om cu școală. Lasă ce vrea el să arate, dar este da, clar da, că cu toate astea a luat partea bună și a schimbat lucru. Da, ne l-am văzut, ne place. Da. Mergem mai departe, vedem ce se mai întâmplă cu Oana Zăvoranu, poate cine știe, își revine într-un final. Mergem și la Carmen Simionescu, care a fost ea în ultimii ani destul de reticentă în a mai da publicului lucruri din interiorul căsniciei ei, dar totuși a dezvăluit că locuiește cu soacra. Hai să vedem cum se desfășoară acțiunea în casă.
Adevăr grăiește, doamna Carmen. Adevăr grăiește. Bă, ce fată mișto, eu am cunoscut-o. Am început să vorbesc ca bătrânii. Da. Deci eu am cunoscut-o pe fata asta acum vreo lună de zile. Aveam idei preconcepute la, vis-a-vis de ea. E super tare fata asta, foarte mișto. Foarte mișto, da? A fost crescută ea, foarte și, bine. Dar să știți că și soția, mama ei, da, este senzațională. Da, adică da, da. I-a oferit o educație foarte, foarte frumoasă. E extraordinar de finuță și frumoasă, asta nu mai, nu mai discutăm. Și înțeleg că și el e cu mințel. Da, da, da. Important e că se vede că e respectată, iubită și apreciată. Bă. Pentru că eu vă spun sincer, o urmăresc pe Carmen pe Instagram și nu mi-a dat senzația, apropo de ce spunea cu soacra, nu mi-a dat senzația nici măcar o secundă că ea nu locuiește doar cu soțul ei și cu cea mică. Adică e foarte mișto că totuși, chiar dacă spune că o respectă pe soacra ei, că face curățenie, că și ea îi respectă cumva spațiu, adică, știi? Păi, dacă oferi respect, primești respect. Mă, asta înseamnă că mansionul ăla mare pe care îl vedem noi nu e de la tata? E de la părinții? E de la el? E de la tata. Hai că nu s-a mărit rău. E de la tata lui Bebe. Hai că nu s-a mărit rău. Nu s-a mărit rău. Nu, Lana, că mă așteptam să ia... Eu sunt convinsă că acolo vorbim despre o investiție la comun. Și stă soacra în investiție la comun? Nu, este pătar tarlaua lui. M-am făcut de aneștiutoare acum. Sigur e pătar tarlaua lui, nu, vă spun eu. Nu cunosc. Ba da. E... Acum ce să zicem, important e că se înțeleg că sunt frumoși, da? Carmen, mie mi se pare că înflorește foarte tare Carmen. Da, e asta trebuie să facă. E încă tânără Carmen, adică și Carmen trebuie să fie într-o ascensiune continuă. Are 25 de ani, însă chiar dacă acum are o poveste foarte frumoasă de dragoste, da, nu pot să uit perioada aia din adolescență. Florin? Nu, Florin. Franco îl chema. Franco îl chema. Da, da. Când a plecat de acasă. Nu știam limbi străine pe vremea. Vai, dar ce dramă că am trăit în fața televizorului, drama. Adică... Și cine o dădea Dede? Nu, era așa. Capatos. Da, știu sigur. Important e că acum s-a liniștit, nu? Da, frumos. E bine. O familie frumoasă, Little este și ea foarte frumos și că seamănă și cu mami și cu tati. Ce nașă. Da, ne scuzați, a fost un moment de publicitate pe care nu l-am anunțat. Hai să mergem mai departe și vreau să mergem puțin pe Instagram, acolo unde fanii, Dumnezeule, nu mai știu ce se scrie Deliei la postări și asta pentru că Delia s-a afișat în ultima perioadă în niște ținute, să le spunem, non-conformiste și vreau să facem referire mai ales la ultima ei postare. Vorbim despre o cântare pe care a avut-o la un post radio unde a fost alături de sora ei, Oana, și a cântat noua piesă Jimmy Samurai. Acum, comentariile, bineînțeles că vă așteptați și voi să fie extrem de răutăcioase și vreau să știu părerea voastră, părerea unui stilist și părerea unui jurnalist și până la urmă unui om de acasă care stă pe Instagram și o vede pe Delia îmbrăcată așa. Dacă aș fi răutăcioasă, da, baba de la țară, și pornesc cu asta pentru că vreau să anulez părerea asta, da, aș spune, aoleo, aerul ăla de pe muntele ăla la care a fost cu soțul ei mai de acum de o lună zi, iar are fia creierul. Dar nu o să spun chestia asta și o să spun că Delia, în această postură, este artist și are voie să vină în limita decenței oricum. Mai cu seamă că noi știm, Delia nu este Andra, care să vină, ați văzut-o cum a fost îmbrăcată la evenimentul ăla, toată neagră, classy, toată... Da, înțelegi? Da. Ea n-a fost niciodată, nu s-a vândut niciodată pe la sala Palatului, ea la sala Palatului a zburat. Andra a stat pe tradițional frumos. N-are de ce să te surprindă o astfel de apariție, mai cu seamă că vorbim și despre o piesă care nu e vreun... Blues. Florin, e ușor exagerat, ok, e Delia și ne așteptăm cu toții ca ea să surprindă și să fie wow, dar este un pic too much? Eu atât vreau să spun. Cei care o admirați, cei care vă uitați, vă inspirați de la ea, nu plecați în halul ăsta pe stradă niciodată în viața voastră, niciodată, subliniem. Combinația este extrem de reușită și greu de făcut, greu de tot de făcut. O poate face cineva care studiază foarte mult partea asta de styling. Ea a reușit să o facă impecabil singură, cu ajutoare, nici nu mai contează. Eu cred că singură. Sunt convins că a făcut-o singură.
În schimb, este o ținută de artist. Este o ținută pe care a putut merge. A știut că la acest post de radio se și filmează, se dă. Dacă ai fi mers, cum am fost eu alaltăieri în Craiova, la un post de radio care nu filma, doar ne auzeam, poți să te duci și cu sarmalele în cap, dacă simți tu nevoia de lucrul acesta. Dar în momentul în care știa că va fi filmată, că se vor duce aceste filmulețe, vor deveni virale, ea a trebuit să fie atipică, ea a trebuit să fie în tandem cu piesa pe care a lansat-o, cu ceea ce promovează ea de ani de zile, a arătat într-un mare fel, a arătat ca un artist adevărat. Asta că i-am văzut noi pe aia de coborau de pe cai din cer, am văzut-o și pe ea când zbura la sala palatului, cum spuneai și tu, și așa mai departe. Adică nu e ceva anormal pentru Delia. Cine nu poate să înțeleagă zona de styling pentru artist, să stea liniștit acasă și să nu se mai uite. N-a fost singura vedetă care a ieșit așa în văzul followerilor săptămâna aceasta. Vreau să vedem și imaginile postate de Andreea Bănică. Andreea Bănică, care zilele trecute a fost la un botez și a îndrăznit să se îmbrace parcă prea sumar, spun urmăritorii ei, în fustă mult prea scurtă, s-a pozat și lângă preot, care n-a avut nimic de comentat. Ba, din contră. Din contră. A zis că e totul bine, doar end că lumea a zis: Andreea în biserică cu fusta aia atât de scurtă nu se cade. Auzi? Da. Nu se cade, că stai în picioare. Deci fii atent. Eu sunt sătulă și cred că cu asta am terminat pe ziua, dar eu sunt sătulă de domnițele alea care se duc toate răvășite, toate învălurite, toate, și să când ieși aia... Și ele dau de toți pereții. Lei. Păi l-au dat în cășili și pun toate mapamoandele, așa ca să ne potolim. Da. Da. Florin, tu ce zici? E ok. Eu zic să își vadă de cretițile lor, da, că numai femei au comentat pe acolo, m-am uitat și așa un pic, să-și vadă de cretițile lor că nu a nenorocit pe nimeni. Credința e în suflet. Lăsați. Bravo, amin. Bun, vorbeam mai devreme despre Dani Oțil, el și-a făcut nunta, bineînțeles, îl așteptăm pe Răzvan, îl urmează așa ușor, ușor, doar că a fost la podcast la Bobonete și a vorbit despre ce s-a întâmplat cu banii pe care i-a dat Bobonete, sub ce formă mai ales. Hai să vedem împreună. Da, eu sunt pe clasic, eu nu știu cum e asta cu să îi transferi dintr-o aplicație. Plicu, nene! E pe vechi. Mie nu-mi place cu plicul. Eu care prezint evenimente și trebuie să stau până la final să numere nașul cu nașa banii și cu mieresica și ei săraci nu văd, mie îmi place transferul. Foarte tare. Dar eu am făcut lucrul ăsta, nu știu de ce e așa. Da, se poartă. Și tu scrii și numele pe plic? Dar bineînțeles, să stai tot farmecul. După aceea scrie rochie, rest 20 de lei. Mai ai să-mi dai 50 de lei înapoi? Da. Mă, ce drept anul ăsta n-am fost la nicio nuntă, la niciun botez. Da, numai bine, îți dai seama. Și poate mi-a scăpat mie trendul ăsta nou, da, nu știu. Da. Las că venim noi la nunta ta și da, venim cu banul cash. Stați că la mine la nuntă va fi pe gratis. Iar acum în platoul nostru este Adi Constantin, hairstylistul vedetelor. Bun venit, Adi! Bine v-am găsit! Ce mai faceți? Ne era dor de tine, Adi, și abia așteptăm să ne săpui dacă vedetele și-au coafat părul corespunzător. Ia să vedem! Și începem cu Carmen Iohannis, care în această perioadă este alături de președintele țării în Africa și singurul lucru care mă interesează în mod special este dacă este îmbrăcată și coafată corespunzător, și asta pentru că înțeleg că a încălcat puțin protocolul, mai ales dacă ne uităm la încălțăminte. Ia spune-ne, Adi, ce părere ai despre coafura alea? Măi, ținând cont de umiditatea din Africa, îți dai seama că foarte multe variante nu avea. Pe de altă parte, domnia sa nu este foarte inspirațională când vine vorba de partea de beauty. Are un look extrem de clean, super îngrijit, incontestabil, însă... Da, e foarte statement, știi? Nu iese din zona ei de confort. Acum, cum îți spuneam, îți dai seama, într-o zonă atât de tropicală, ce pretenții să avem. Este ok per ansamblu. Florin. Eu am fost contactat încă din prima secundă în care au apărut aceste fotografii și, da, într-adevăr, din punct de vedere protocolar, nu s-au respectat anumite reguli. Și mai exact, a purtat o pereche de încălțări deschise în partea din față a piciorului, lucru care am înțeles că nu se practică la ei acolo,
Dacă mă întrebați pe mine, aici nu este greșeala, aici e greșeala stiliștilor sau a celor care au ajutat-o să-și aleagă ținuta. Ei trebuiau să cunoască acest lucru. Ea poate n-a avut de unde, poate n-a avut timp să studieze tradiția și ce mai spune acolo. Eu nu văd neapărat greșeala ei. În schimb, a fost foarte des întrebat dacă un costum poate fi purtat cu o pereche de sandale. Da, poate fi purtat fără niciun fel de problemă. Recunosc, sandalele pe care dumneavoastră le poartă sunt de brand, dar mie nu-mi plac. Mi se par că lățesc foarte mult piciorul și evidențiază degetele într-un mod nu tocmai plăcut. Dar puteți purta costum cu sandale, nu este greșit. Costumul îi vine foarte bine, o avantajează inclusiv culoarea. Cred că pe dumneai tot timpul va avantaja mult mai mult o fustă decât un pantalon, dar nu pot să spun că este ceva greșit din punct de vedere al combinațiilor. Deci avem un verdict ok. Din punctul meu de vedere este ok. Problema aceea cu nerespectarea protocolului nu cred că a ținut neapărat de ea. Ok, bun, hai să mergem mai departe și avem Lidia Buble și sora ei. Ia să vedem, Adi, ce ne spui despre Lidia și sora? Măi, Lidia, incontestabil alegerea în materie de culoare, iată, vine și îndrăznește, optează pentru această culoare care e un must-have al sezonului, extrem de recomandată de către mari stiliști de peste hotare, a devenit deja un fel de obsesie în rândul celebrităților din LA. Sunt circa 3 ani repetitiv de când trendul este același, anume cinnamon, care va să zică tot ce înseamnă arămiu. Așadar, un plus pentru alegere, este o culoare delicată care nu merge așa pe orice fel de ten. Ea poate fi interpretabilă, această culoare, poate fi și senzuală, feminină, dar poți să o duci cu siguranță și în zona aceasta ușor rock, în care iată ea astăzi poposește, deși brandurile acelea atât de țipătoare strică oarecum un pic, dar nu știu, aceste logo-uri în 2024, cred că le făceam odată cândva în urmă cu 15 ani cu toții, adică chiar e necesar? Știi, mă întreb. Dacă despre sora ei... Dacă le-am achiziționat mai de mult, ce să facem acum? E păcat să le arunci sau să le dai cadou. Lasă-le acolo, le mai luăm, le mai inserăm așa un pic. Da, dar fiind all black, îți dai seama că un singur brand era arhisuficient. Cât despre sora ei, nu inspiră absolut nimic. Este un ponytail, o coadă finisată la baza gâtului. Nu știm cât de proaspăt e spălat părul orba, așadar nu am ce să spun. Ok, Florin. Vreau să vă atrag atenția celor care ne urmăriți, doamnelor, domnișoarelor, pentru că știu că iubiți aceste trenciuri și mie îmi plac extraordinar de mult, se poartă trenciurile acestea oversize și avem a două variante drăguțe, dar una purtată corect, cealaltă mai puțin corect. Și vorbim aici de Lidia Buble, care îl poartă extraordinar de frumos și în momentul în care ți-ai luat o piesă oversize cu atât de mult volum comparativ cu conformația corpului tău, este normal ca pe sub să se vadă silueta. Să-mi dau seama că tu nu te-ai îngrășat, nu ești gravidă, nu ești balonată. Îmi plac extraordinar de mult, îmi place zona de jos extraordinar de mult, îmi plac acele șosete lungi, ca să ne înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. Îmi plac foarte mult în combinația cu încălțările. Da, brandurile sunt un pic ostentative, dar nu mă deranjează. Îmi place că a ales o pereche de ochelari foarte frumos ce conturează întreaga ținută. Dacă vorbim de sora ei, pe lângă faptul că a luat... am impresia că e foarte friguroasă. Încercam să găsesc cuvintele drăguțe. Că e foarte friguroasă și a luat și un pullover foarte grosuț. Dar are Hermes. Da, bravo, sunt foarte sănătoasă. Eu aș fi mers pe o maletă în aceeași nuanță, aș fi deschis acel trench, aș fi mers pe o curea maro foarte drăguță. Geanta, o lăsăm acolo că e scumpă și e păcat să o aruncăm, dar n-aș fi combinat-o. În schimb, aș fi mers pe trenchul ăsta tot timpul deschis, sau eventual purtat cu o altfel de pereche de pantaloni. Dar Lidia Buble, că de fapt de ea ne legăm aici, că ea este artistul, da. Din punctul meu de vedere este foarte frumoasă. Nu, ea e super stylish așa și ce să mai, e faină. Deci ne place Lidia Buble, da? Bravo. Bun, hai să mergem mai departe și avem o întâmplare. Andreea Esca și Corina Caragea s-au îmbrăcat la același eveniment cu același costum. Ne place
sau nu ne place, Adi? Băi, mie îmi place mai mult pe Andreea Esca din prisma tunsorii. Deci această linie bob înspre lob, pentru că domnia sa și-a crescut puțin acel bob mai scurt, asimetric, în care a stat atât de mulți ani, e mult mai compatibilă tunsoarea, linia tunsorii, cu toată această accesorizare a gulerului pe care o regăsești pe sacou. Corina Caragea, fără dar și poate, la genul acesta de guler încărcat, trebuia să vină cu o coadă finisată la baza gâtului, un slick look lucios cu aspect umed, cu cărare pe mijloc sau coc, dar în aceeași formulă, sub nicio formă cu părul acesta desfăcut. Coafură pe care niciodată n-am văzut-o la Corina Caragea, și asta pentru că ea nu iese din părul desprins, da, ușor buclat și atât. Măi, am înțeles că se laudă cu o podoabă capilară extension superbă, free. Da. Și că ăsta este părul ei atât de heavy și... Ok, tot timpul am pus accent pe cât de sănătos e părul ei și cât de bine și îl întreține. Acum, dacă e să ne uităm la culoare, zace într-un negru extrem de pase, însă într-adevăr o avantajează, dar dacă vrei să fii totuși brunetă în 2024, dar în același timp să ții cont de trenduri, pentru că ești o imagine publică, poți să fii brunetă și într-un context mai natural, și anume să ieși din acest negru abanos, să cobori într-o bază 3, care va să zică un șaten foarte închis. Dar nu asta e problema. Problema este că stylingul este stricat de către acest păr desfăcut, știi? Deci dacă ar fi să alegem, îți place mai mult Andreea Esca decât categoric, Corina Caragea. Da, din prisma liniei tunsorii. Ok, Florin? Mie nu mi se pare ceva greșit. Este un costum de max market, odată ce e făcut în mai cred multe... Cred că este ușor de designer, dacă nu mă înșel. Da, odată ce e făcut în 10 mărimi, clar, îl putem băga la categoria. Ar putea fi greșeala magazinului, al designerului care le-a îmbrăcat până dar la urmă? Dar nu e greșeală intenționată făcută treaba. Zici? Sunt convins, nicio discuție. Scuză-mă, Florin, dacă ne uităm atent și dacă chiar vrei să fiu cu ghilimele răutăcios, iată și părul ei agățat în aceste pietricele. Exact. Îți dai seama cât de comod a fost să scoată părul, știi, din tot acel design care se află pe guler. Nu e greșit faptul că au purtat două persoane același costum, nu mi se pare nimic ne la locul lui, se întâmplă și la vedete și la case mai mari, asta n-ar fi o problemă. Ideea este că, în primul rând, Corina clar trebuia să aibă părul strâns, dacă ar fi avut o coadă, nu știu, se pricepe mai bine Adi aici, el ar putea să spună, dar clar părul strâns niciodată, în momentul în care ai volum, în momentul în care ai accesorii în partea de sus, și asta e valabil pentru dumneavoastră, doamnelor, care vă uitați la noi, în momentul în care ai zona de sus foarte încărcată, niciodată părul nu trebuie dat drumul cu atât mai mult să facem bucle sau zona asta de foarte mult volum. Niciodată. Dacă ne uităm la lungimea pantalonilor, e clar Corinei stă mult mai bine și o avantajează. Andreea Esca nu este nici foarte înaltă, a mai luat și acei pantaloni care îi taie dintr-o dată foarte mult piciorul, a luat acele platforme ca să îi dea un pic de înălțime și nu o avantajează deloc. Dacă ne uităm la sacou, sacoul la fel, la Andreea este închis la ambii nasturi, ceea ce nu este corect, la Corina este închis la un nasture. Ideea stilistului de a aduce, nu știu, să le comentăm noi, să ne le aducă nouă în prim plan și să le criticăm, de și, ideea de marketing, a fost favorabilă pentru Corina, nefavorabilă pentru Andreea Esca. Pentru că Andreea Esca nu are un corp de zeiță, pentru că, nu știu, nu mai are nici vârsta Corinei, poate, sau... Habar n-am, nu vreau să comentez, dar este arată foarte bine la corp, doar că nu pentru așa ceva. Trebuie să ne înțelegem și să ne cunoaștem defectele și calitățile. Bravo Corina de la gât în jos, bravo Andreea Esca de la gât în sus. Bun, hai să mergem mai departe și avem Claudia Pătrășcanu. Ia să vedem, Adi. Uite, observ schimbare de look pentru Claudia Pătrășcanu. Este prima oară când o văd în acest baleiaj atât de reușit. Claudia nu s-a lăudat niciodată cu un păr natural des sau lung. Întotdeauna a fost purtătoare de extensii. Iată, de data asta vedem o aplicare incontestabilă a extensiilor și o trecere de zile mari între părul ei natural și extensia.
Deci este un look foarte reușit, sunt niște nuanțe super plauzibile cu tenul ei. Ea, știi, fiind și brunetă, având și foarte multe gene false, sprâncenele accentuate, parcă era tumac, era prea încărcată. Așa s-a neutralizat acest aspect puternic și a devenit mai naturală prin această luminozitate adusă în păr, știi, cu ajutorul acestor șuvițe blonde. Deci ne place. Foarte bine, da. Florin? Îmi place schimbarea de look, felicitări. Este clar toată această ședință foto, excluzând florile din ghiveci, că nu le are și starul, din punctul meu de vedere, numărul 1, și anume Jennifer Lopez. Toată ședința foto, toată atitudinea, toată coafiura e copiată de la Jennifer Lopez. Nu e greșit, îți vine foarte bine, Claudia, aruncă acele ghete pe vecie. Îmi place combinația aceea de macrame în partea de sus cu armii în jos, îmi place șapca, îmi place make-up-ul, îmi place tot, mai puțin ghetele. Dacă tot voiai, mergeai pe pereche de ghete puțin mai înalte să nu se mai vadă pielea acolo unde e trecerea între încălțăminte și pantof, între încălțăminte și pantalon, îmi cer scuze. Așa, dar îmi place per total mai puțin încălțăminte. Hai să mergem repejor și la Dana Rogoz. Ia să vedem, Adi, ce părere ai despre hairstyling-ul ales de Dana Rogoz? Nu știu ce s-a întâmplat cu Dana Rogoz de câțiva ani în materie de beauty, dar nu mai există. Deci ea a fost super inspirațională, ani la rând, cu highlights-uri pe partea de blond. Da, este... Nu mi-o aduc aminte, de aia încercăm să... A fost blondă Dana Rogoz. A fost un blond platinat, a fost un reper. Foarte multe femei călcau pragul salonului și veneau cu poza acesteia din evenimente, mondene, etc. Deci ea a fost super inspirațională, însă are câțiva ani de când nu își mai face absolut nimic la păr. Vrea să fie foarte American, cu stilul ăsta soft baleaj, și anume niște lumini pierdute pe vârfuri, însă... Eu am înțeles chestia asta, știi? Vrea să se ducă în sfera neglije elegant, însă în viziunea mea pare foarte neîngrijit, știi? Și bretonul acesta, care dacă nu este spălat la 2 zile și făcut la perie ca să aibă acea mișcare lejeră și să pară proaspăt, el pare nespălat. Ăsta e termenul, de ce să-l ocolim, știi? Și mie mi se pare, Dana Rogoz, că în materie de păr, în frumusețare, make-up, she doesn't exist anymore. Ea este o femeie frumoasă, nimic de zis, iată-i trăsăturile. Dar trebuie să vină cu ceva, pentru că are un fanbase, pentru că publicul o ține minte, o place, și atunci ideal ar fi să vină cu ceva nou, nu? Da. Florin, repejor, zine. N-a venit niciodată cu ceva nou. Mie mi-e tare dragă ca om. Este senzațional. Din punct de vedere stilistic, tot timpul a dat kicks și o dă și acum. Oprește acel cardigan, oprește fusta, nu le arunca, combinele altfel, aruncă acele cizme dintr-un material atât de prost și urât, rău de tot, de tot. Ești minunată, nu îmbătrânești, te menții așa tânără, fizic și frumoasă, dar schimbă ceva la haine, că nu te-am văzut și nu vreau să crezi că am ceva cu tine, că mi-ești tare, tare dragă. Dar de îmbrăcat te îmbraci odios și se vede că te poartă hainele pe tine și nu tu pe ele. Iartă-mă, dar asta e adevărul. Măi, dar ele trebuie să fie super asumate, da, știi? Da, așa este. Florin, îți mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi alături de noi. Adi, îți mulțumim că ai venit astăzi în platoul nostru. Îți mulțumesc și pentru prietenie și pentru faptul că părul meu arată impecabil datorită ție. Cu mare drag. Mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc și vouă că ați fost și astăzi alături de noi. Ne vedem, bineînțeles, vinerea viitoare, începând cu ora 22 și în fiecare sâmbătă de la ora 23 în reluare. Dați-ne un mesaj pe Instagram, Facebook sau TikTok. Andreea Frățilă, Florin Burescu, Metropola TV oficial, și bineînțeles îl găsiți și pe Adi Constantin. Un weekend minunat să aveți!